Aș vrea să văd reacția persoanei care își găsește mașina plină cu spumă. Salutare tuturor, mă numesc Eugen, tradițiile trebuie respectate și anul acesta nu va fi o excepție. Vă prezint câteva farse epice pe care le puteți face prietenilor de 1 aprilie. În comentarii scrieți-mi ce farse pregătiți, le voi selecta pe cele mai bune și le voi filma în următorul episod. De asemenea, o mare parte din comentariile voastre cu farse le voi posta la sfârșit de episod. Cum am înscenat prima farsă, l-am sunat pe Cristin și l-am rugat să vină să mă ajute să filmăm ceva împreună. Pentru asta am folosit baloane și frișcă. Dacă vreți și voi să faceți această farsă, urmăriți pașii. Mai întâi umflați balonul, după care puneți în el frișcă. Ah! Îi faceți un nod. De ce frișcă? Pentru că e ușoară și e inofensivă. Atunci când veți roti balonul, aceasta se împrăștie pe toată suprafața și practic nici nu se observă că este ceva înăuntru. Ideea este că balonul trebuie să se spargă singur atunci când va fi în mâinile lui Crispin. Așa că pentru a-l sparge de la distanță, fără a zbura frișcă și pe mine, voi folosi ulei esențial. Până a face farsa, vreau mai întâi să vă arăt cât de rapid explodează balonul când contactează cu uleiul esențial. Câteva picături pe degete și, după cum vedeți, nici 2 secunde nu durează. Chiar dacă i-am pus frișcă, balonul se simte că e un pic mai greu ca unul umflat cu aer. Dacă vor apărea întrebări, le zic că gazul cu care am umplut baloanele e mai greu ca aerul pe care îl respirăm. Salutare tuturor, mă numesc Eugen. Astăzi vă prezint câteva experimente științifice cu diferite tipuri de gaz. Acest balon l-am umplut cu gaz metan. La contactul cu ulei estetic, acesta se umflă. O să fac o demonstrație. Îl am aici pe Cristi, care va fi asistentul meu. Salutare, salutare! Deci, balonul o să-l ții într-o mână, așa. Iar în a doua mână o să picur câteva picături de ulei estetic. Ok. Și o să urmezi comanda mea. La 3, 2, 1 o să atingi balonul. Acesta, așa, teoretic, ar trebui să se umfle. Ok? Hai să mergem. Filmezi. 3, 2... Ce-a fost asta? Cristi, scuze, a fost doar o farsă. Trebuia să fie cât mai real. Aia nu ți-am spus. Mai minciunit. Uitați ce-s pantalonii mei. Bine că măcar fața este curată. Sau nu este? Următoarea farsă e și mai ușoară. Aveți nevoie de 2-3 tuburi cu spumă de ras și un prieten care are mașină. Agitați spuma și pictați mașina după placul vostru. Această idee mi-a venit prea târziu, așa că nu am reușit să o aplic în practică. Dar abia mâine e 1 aprilie, așa că reușesc să o fac cumva. Dacă mașina e de culoare închisă, e și mai interesant. Dacă e albă, așa ca la mine, puteți desena doar sticla. Aș vrea să văd reacția persoanei care găsește mașina plină cu spumă. În caz că ați filmat și ați făcut o față de 1 aprilie, trimiteți-mi o și mie pe Instagram, să mă râd și eu. Următoarea farsă s-ar potrivi și pentru Halloween. Cum să faci să-ți leviteze capul? Din metal am făcut o astfel de ramă. Puteți folosi orice metal pe care îl puteți modela ușor. Eu, de exemplu, am făcut-o din sârmă groasă. O fixați sub sacou și construcția e gata. Urmează doar să vă antrenați un pic ca să arate mai realistic. Uuuu.
Importante, atunci când aplecați capul cu mâna, să ridicați de rama fixată sub sacou. Acum vă prezint o farsă clasică. Veți folosi două doze de băuturi răcoritoare. Luați prima doză și faceți o gaură la fund. Goliți sucul, dar nu-l aruncați, mai aveți nevoie de el. Dar cum mulg vacă. De la a doua doză, tăiați fundul în felul următor. În final să obțineți așa un capac. În sucul extras puneți ce aveți mai iute prin casă. Eu, de exemplu, voi pune chili, e extrem de iute. Atât o să fie de ajuns. Cu o seringă bag băutura în doze. Gaura o acopăr cu o bucată mică de scotch, după care pun capacul. Acum la sigur nu va curge băutura din ea. Celui care veți face această farță la sigur nu va bănui că această doză a fost modificată. Următoarea farță o puteți face la școală, atunci când un coleg îți cere să-i împrumuți un pix, dar acesta nu va fi unul simplu, dar unul electroșoc. La confecționarea lui veți folosi o brichetă și un pix. Vă recomand ca pixul să fie mai gros și partea de sus să fie din metal. Aici, în interior, voi fixa elementul piezoelectric pe care l-am scos de la brichetă. Cu un patent voi scurta pasta. După care o introducem în interior, punem capacul și acum avem un pix neobișnuit, electroșoc. Următoarea față am văzut-o pe TikTok și mi-a plăcut foarte mult. Am aici 4 sticle de papă pe care le-am legat cu o oasă. Îi zici unui prieten ceva de genul: mă crezi că nu vei putea ține aceste sticle timp de 2 minute și în același timp o farfurie cu făină fără ca să dai pe jos. El desigur ar zice că poate și ar putea dacă nu v-ați implica voi. Eu fixați în mână și așteptați 10-20 de secunde. Lăsați-l să se bucure că câștigă acest pariu. După care cu foarfeca tăiați ața. Îți s-o dus, că trebuie, ți-am zis, nu? Vreau să trag, eu mai parte. Eu așezați în mână și așteptați vreo 10-20 de secunde. Lăsați-l să se bucure că câștigă pariul. După câteva secunde, tăiați ața. Cam așa o să fie reacția voastră. Dar reacția lui... Eu un lucru nu înțeleg. Cum ai acceptat? Ce anume? Să filmez la farsa asta. Dar avem control? Da, puteți zici, nu vreau sau direct, hai, filmăm. Ha? Da, eu și fața ai. Eu nu știu. Scrieți-mi în comentarii ce farse ați făcut voi de 1 aprilie. Vreau să citesc ideile voastre. Dacă ați filmat vreo farsă pe care ați făcut-o, trimiteți-mi în video pe Instagram. Vreau să văd și eu, nu doar voi pe ale mele. Urmăriți-mă pe Facebook, Instagram, dar și TikTok. Linkurile le găsiți în descriere. Revin foarte curând. Vă salut! Eu nu cum înțeleg cum ai acceptat. Filmeze la farsa asta. Dar pe zici, nu vreau să direct, hai, să vedem, a? Da, nu-ți faci aici.